oamenilor mari le plac cifrele. Atunci când le vorbești de un nou prieten, ei nu te întreabă niciodată esențialul. Nu îți spun niciodată. Cum este sunetul vocii sale? Care sunt jocurile lui preferate? Face colecție de fructuri? Ei te întreabă. Câți ani are? Câți frați are? Câte kilograme are? Cât câștigă tatălui? Abia atunci li se pare că îl cunosc. Dacă le spui oamenilor mari, am văzut o casă frumoasă din cărămidă trandafirie, cu mușcate la ferestre și cu porumbei pe acoperiș, ei nu izbutesc să-și închipuie casa aceea. Trebuie să le spui, am văzut o casă de 100.000 de franci. Atunci exclamă, ce frumos,